Când oare vine troleibuzul? De câte ori v-ați întrebat asta aflându-vă în stația de așteptare? Mai nou, chișinăuienii au posibilitatea de a vedea în timp real în câte minute ajunge transportul public, dar și locația exactă pe hartă unde se află acesta, datorită unei aplicații gratuite care poate fi descărcată pe orice tip de telefon. Mai multe detalii despre modul în care funcționează aplicația Transi aflăm de la Vitalie Mihalache, șef al Direcției Generale Mobilitate Urbană. Bine ați venit, domnule Mihalache! Bine v-am găsit! Bună ziua! Binevenită această aplicație! Într-adevăr, începem și noi să fim în rând cu lumea și vreau să vă întreb dacă toate unitățile sunt deja dotate cu acest sistem de GPS sau este un proces mai care durează tot. Vreau să comunic, acest proces a durat și la ora actuală toate unitățile de transport, atât autobuze cât și troleibuze, sunt dotate cu sisteme GPS, inclusiv cu conexiune și schimb de date cu sistemul Transi și inclusiv cu sistemul care există astăzi în dotare în dispeceratele regiei transport electric și a parcului urban de autobuze. Chiar dacă troleibuzul poate este de un model mai vechi sau nu prea ne trezește mare admirație așa, pentru că contrastul uneori e mare, putem fi siguri că acesta este dotat și el. Toate, cum am menționat, așa, toate sunt dotate. La ora actuală avem un proces de ajustare a schimbului de date și în momentul când se fac schimbări la rută, unul dintre troleibuze s-a defectat și a intrat o altă unitate de transport în, pe ruta respectivă, se fac ajustările care durează puțin, acum se ajustează timpii de introducerea datelor și vom avea în timp real informații despre toate unitățile care sunt în trafic și deservesc rutele municipale. Ne referim doar la rutele municipale, dar ce se întâmplă cu cele care fac naveta, care fac legătura cu suburbiile? Sunt și ele incluse în proiect? Dacă am spus municipale, atunci ne referim la toți cei care se deplasează în orașul Chișinău, dinspre orașul Chișinău și spre orașul Chișinău. Și aici, în această categorie, sunt incluse și autobuzele, nu doar troleibuzele, să fie clar. Așa, bun. Aplicația aceasta, spuneam mai devreme, că poate fi descărcată pe orice telefon mobil. Dar mai este și generația aceasta care, știți și dumneavoastră, cu siguranță preferă călătoriile cu transportul public, generația mai în vârstă un pic. Aceștia oare n-ar putea întâlni niște impedimente, niște probleme la descărcare sau totul este un proces destul de accesibil? Într-adevăr, totul este un proces foarte accesibil. Vreau să comunic că această aplicație a devenit una foarte populară. Mai mult ca atât, am solicitat companiei care deservește și asigură mentenanța și este proprietarul acestei aplicații să majoreze capacitățile din simplu motiv că doar în câteva zile am avut depășirea de peste 70.000 de utilizatori. Wow. Și faptul dat ne bucură. Mai mult ca atât, este și pentru noi un indiciu că este o aplicație așteptată. Mai urmează, de asemenea, și pentru persoanele în etate fix, eu nu știu dacă dumneavoastră ați încercat să o încărcați, eu am încărcat-o în doi pași și a fost foarte ok. Inclusiv o să avem posibilitate de selectarea limbii în care urmează a fi operată cu această aplicație. Va fi în foarte curând timp și limba rusă ca o limbă de aplicație care poate fi utilizată. Dar vorbind despre persoanele etate și în genere despre modul de gestionare a transportului public, vreau să comunic că Direcția Mobilitate Urbană are ca obiectiv și ca plan în anul curent instalarea panourilor de informare în stații care vor informa suplimentar pasagerii, vizitatorii, toți cei care sunt în oraș despre timpul de sosire a următoarei unități de transport și a altor câtorva care vor deservi această stație de așteptare. Vă referiți la panourile digitale, presupun? Panouri digitale de informare, da. Extraordinar. Haideți acum să le explicăm celor care ne urmăresc, pentru că avem și persoane în etate. Ce anume oferă această aplicație? Ce poți să vezi în ea? Adică este o aplicație, cum am spus, ușor de vizualizat și ușor de operat.
Această aplicație ne permite să vedem în cât timp ajunge următoarea unitate de transport public în stația de așteptare. Deci, cu alte cuvinte, selectezi numărul troleibuzul sau autobuzul pe care îl aștepți și acolo automat îți spune din punctul din care tu te afli în câte minute ajunge. În câte minute ajunge. Mai mult ca atât, aplicația permite identificarea locației dumneavoastră prin intermediul telefonului și vă determină de cea mai apropiată stație de așteptare și vă prezintă în timp real în cât timp ajunge următoarea unitate de transport la acea stație în zona care dumneavoastră vă aflați. Domnule Mihalache, nu pot să nu vă întreb, poate cunoașteți câte ceva. Sunt cazuri când lumea nu prea are acces la internet și vreau să vă întreb dacă planificați cumva ca în unele stații măcar de așteptare să fie Wi-Fi gratuit. În momentul când vom avea acele panouri informative care vor fi amenajate în stații, vom examina posibilitatea instalării Wi-Fi-ului gratuit, dar să nu uităm un singur lucru. Unitățile de transport care rulează astăzi pe teritoriul municipiului Chișinău sunt dotate în mare majoritate cu emițătoare Wi-Fi și călătorii se pot folosi de aceste emițătoare putând accesa internetul sau toate cele aplicații de care au nevoie. Super tare! Acum să-i cunoaștem și pe eroii acestei aplicații. Cine a elaborat-o? Cât v-a costat? Să știți că avem o colaborare foarte frumoasă cu companii din România, compania Transi. Ei sunt posesori și proprietari acestei aplicații, reieșind din faptul că am inițiat un an în urmă procesul de dotare a unităților de transport cu sisteme GPS și comunicare, schimbul de date, și am avut o interferență cu această companie, am anunțat că am fi dorit să dezvoltăm și o aplicație în municipiul Chișinău de pe care călătorii să poată vizualiza și să poată beneficia de toate acele lucruri de care beneficiază lumea în Europa și în toată lumea. Ei au spus că noi suntem gata să vă oferim posibilitatea de a utiliza această platformă pe care ei au creat-o și a fost și semnat angajamentul și de oferirea pentru municipalitate pe perioada de 6 ani acest suport gratuit prin intermediul acestei aplicații. Astăzi am reușit să o distribuim și să o amplasăm pe paginile, sau mai bine zis, pe paginile oficiale a Regiei Transport Electric, Parcul Urban de Autobuze, pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău și a Direcției Generale Mobilitate Urbană. Pagini de pe care puteți deschide și, de asemenea, utiliza toate cele facilități sau beneficii care le poate oferi această aplicație, inclusiv de la calculator sau alt suport care rulează un browser sau altă aplicație de internet. Iată cum. Despre aplicație este totul clar, iar acum pe final poate ne dați câte ceva informații așa din inside despre dezvoltarea transportului public, a stațiilor de așteptare. Ce proiecte mai aveți care ar putea să ne surprindă pe viitor, care sunt în desfășurare sau pe care le planificați? Într-adevăr, suntem astăzi în procesul amenajării a 50 de stații de așteptare noi. Acest proiect este unul care derulează și a devenit un lucru obișnuit în cadrul municipalității, în cadrul primăriei municipiului Chișinău, și atunci când și primarul general a invocat că transportul public se dezvoltă, transportul public a atins noi niveluri de calitate, atunci ne-am propus să dezvoltăm în genere tot ce ține de infrastructură de transport. Avem peste 300 de unități de transport importate în mai puțin de 2 ani jumate. Avem 150 de stații de așteptare care se amenajează. Avem sistem GPS, control și supraveghere a transportului public pe drumurile municipiului Chișinău. Încercăm să ajungem acolo unde, cu regret, zeci de ani nu s-a ajuns și unde nu s-a reușit de a se interveni și de a crea o condiție de a te afla în stație de așteptare, de a aștepta o unitate de transport și inclusiv de a cunoaște cât timp urmează în caz de iarnă să te afli în intemperii sau afară să îngheți sau vara în cât timp îți vine unitatea de transport dotată cu condiționer, cu trapă de acces și cu tot confortul care este posibil.
Domnule Mihalache, noi vă mulțumim dumneavoastră și echipei și instituției pe care o reprezentați pentru grija pe care ne-o purtați pentru noi călătorii. De dumneavoastră depinde mare parte dacă vom renunța în sfârșit odată la mașinile astea ale noastre și vom folosi mai des transportul public. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi cu alte proiecte sau cu alte noutăți care ne-ar face mai bucuroși. Mulțumim asemenea. Sănătate!